Despachetăm, testăm și comparăm testerul pentru voltaj fără contact de la Parkside, model PSSFS3A2. Acesta poate măsura între 70 și 1000 de volți, curent alternativ, la o frecvență de 50-60 Hz. O să o scoatem din ambalaj. Acesta vine și cu baterii incluse. Desfacem capacul din spate și punem bateriile. Dacă de obicei bateriile intră cu plusul în jos, acesta este invers, intră cu plusul în sus. Înfiletăm înapoi capacul și teoretic este gata. Are două butoane, unul de pornit oprit, apăsăm lung. Se aprinde un LED verde, semn că este pregătit. Și mai avem încă un bec pentru lanternă. Lanterna funcționează atât timp cât ținem apăsat pe buton. De ce îi se spune tester fără contact? Pentru că nu este neapărat necesar să atingem circuitul pentru a detecta tensiune. Acestea, de exemplu, sunt testere cu contact. Acestea sunt niște lămpi de control, așa cum le spune. Are înăuntru un LED, un bec. În momentul în care punem pe fază, acesta se aprinde aici. Pe același principiu funcționează toate. Dacă punem pe nul, nu se aprinde. Aici avem un tester făcut dintr-un bec la 230 și mai avem la dispoziție un alt model. În momentul în care îl punem în priză, putem observa dacă îl punem pe fază, ne indică care este faza, dacă îl punem pe nul, nu ne mai detectează. Și pentru a afla ce tensiune avem, punem și cealaltă probă și ni se aprind LED-urile aici. În cazul de față, 230 este ultimul aprins. Acestea sunt testere cu contact. O să le dăm la o parte și o să revenim la Parkside și la alte modele de testere non-contact. Ce putem să facem cu el este să detectăm dacă avem tensiune. De exemplu, dorim să schimbăm o priză, luăm testerul, îl aprindem, ne asigurăm că LED-ul verde este aprins și îl apropiem de priză. Dacă becul roșu se aprinde și semnalul sonor este prezent, atunci știm că nu am oprit curentul. În momentul în care îl ducem la priză, LED-ul verde se transformă în roșu și auzim un semnal sonor. Dacă semnalul sonor este mai alert, detectează faza. Dacă semnalul sonor este mai lent, înseamnă că este nulul. Avem la dispoziție și un altul, cumpărat de pe AliExpress, a costat în jur de 35, maxim 40 de lei. La fel, dacă îl ducem pe fază, dacă îl ducem pe nul, mai avem unul de la Unit. Acesta are un buton, trebuie apăsat. În momentul în care apăsăm, se aprinde LED-ul. Iar apoi, dacă îl ducem la fază, dacă îl ducem la nul, din păcate, acesta nu poate face diferența în această priză, dacă este fază sau nul. Oriunde l-am duce, el indică tensiune. Mai avem un model de la Flug, Volt Alert. Acesta este tot timpul aprins, are un buton de test. În momentul în care îl folosim, ar trebui să apăsăm butonul de test să știm că acesta mai are baterie. Și când îl apropiem de fază, acesta se aprinde. Dacă îl apropiem de nul, acesta nu se aprinde. Avantajul acestuia este că încape perfect în găurile de priză, dacă acestea nu sunt cu protecție, și indică faza, indică tensiune.
Să presupunem că nu avem lumină într-o încăpere și totuși siguranța este în sus. Pentru a verifica siguranța dacă este bună, chiar dacă este în sus, putem să folosim acest tester, acest model de tester, și observăm că pe fază avem tensiune. Mergem în partea de jos și observăm că nu avem. Dacă ridicăm siguranța, observăm că avem tensiune. Și același lucru putem să facem cu oricare dintre ele. Acesta simte tensiunea, că este în apropiere, însă frecvența sonoră ne spune că nu avem tensiune. Îl luăm și pe cel de la unit. Și el ne spune că avem tensiune chiar dacă nu avem. Acesta are și un nivel aici și observăm că dacă îl ducem în tensiune, nivelul o să crească. Să vedem pe partea cu nulul că se aprinde, dar nivelul este scăzut și dacă îl ducem pe partea cu faza, nivelul este maxim. Avem aceeași situație și pe parte și pe alta, cu cel de la unit. Iar Fluke, pe partea cu nulul nu detectează nimic, dar pe partea cu faza detectează. Avem o situație cu o lampă, să o numim lampă, sau un prelungitor, care nu funcționează. O punem în priză, dar lampa nu se aprinde. Și atunci verificăm, începând cu siguranță. Luăm testerul și vedem dacă în siguranță avem tensiune. Observăm că nu avem, observăm că siguranța este în jos, atunci ridicăm siguranță. Dacă în momentul în care punem testerul nu se aprinde, oricare dintre acestea, ridicăm siguranța, punem testerul și acesta ne indică că nu avem tensiune, atunci înseamnă că este ceva în regulă cu siguranța. Putem să o lăsăm și să o mai ridicăm. Făcând asta de vreo două ori, ar trebui să-și revină. Dacă nu-și revine, atunci trebuie înlocuită. Dar nu despre asta vorbim, ci despre cum testăm cu acest tester fără contact. Am ridicat siguranța, știm că avem tensiune, vedem dacă avem tensiune la priză. Mergem în priză, observăm că avem tensiune. Dacă nu am avea tensiune la priză, dar la siguranță avem, înseamnă că defecțiunea este undeva între siguranță și priză. Poate fi într-o doză, poate fi undeva în perete, dar mergând pe cablu, în cazul nostru, pentru că este vizibil, putem observa că avem tensiune până la priză, avem tensiune în priză. Mergem mai departe cu testerul. I-am făcut un semn. O să luăm și alt tester. Cu cel de la unit. Să vedem și cu Fluke. Toate indică același lucru, avem o problemă în acest punct pe care l-am însemnat cu markerul și o să desfacem firul să vedem care e problema. Dar haideți să vedem ce se întâmplă
dacă firele sunt inversate. Acum avem faza în stânga și nulul în dreapta. Ia să vedem ce se întâmplă dacă răsucim și punem nulul în stânga și faza în dreapta. Începem tot cu Parkside. Încercăm și cu Habo Test. Cu acest observăm că avem de aici încolo avem un semnal mai puternic. Să încercăm și cu Unit. Încercăm și cu Fluc. Și la fel, și Fluc ne indică că avem tensiune pe tot firul. Singurul care a detectat o diferență, nu neapărat o problemă, este cel de la Habo Test, pentru că aici are o frecvență, se aprinde LED-ul și sunetul are o frecvență. Iar în momentul în care ajungem aici, se schimbă frecvența. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Scoatem din priză. Le desfacem puțin. Și încercăm să testăm, să vedem unde este problema. Încercăm și cu faza inversată. Deci, problema, în mod normal, este pe firul acesta. Și, într-adevăr, aici se ascundea o problemă. O să mai punem în priză o dată, dar cu atenție, să vedem dacă ne mai detectează acum tensiune. Să scoatem din priză. Punem în priză. Și observăm că acum funcționează. Bineînțeles, acestea sunt doar niște testere. Nu trebuie să ne bazăm pe ele. Ele pur și simplu detectează tensiunea, dar nu ne putem baza pe ele întotdeauna. Uneori indică haotic, uneori indică că avem fază chiar și pe împământare. Se poate chiar și cu o lampă de control să detectăm fază pe împământare, deși este falsă. Cel mai bun și cel mai bun este un aparat de măsură pentru a vedea dacă avem cu adevărat sau nu tensiune. Însă pentru mici teste este foarte util un astfel de tester. Cum spuneam, sunt situații în care arată haotic. De exemplu, dacă ne apropiem de o mașină de spălat, dacă ne apropiem de un frigider, dacă ne apropiem de un anume aparat, e posibil ca acesta să detecteze tensiune. Acestea au fost informațiile pe care am vrut să le prezentăm în proiectul de astăzi. Până data viitoare, numai bine și pe curând!